Pace. Să ne ridicăm și să slăbim pe Domnul din cântarea 33. Haideți să ne plecăm capetele și inimile înaintea lui Dumnezeu și în Duhul nostru fiecare să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste seara aceasta. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, cu bucurie stăm înaintea Ta, ne închinăm și mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta, pentru îndurarea Ta și pentru harul Tău nespus de mare care L-ai avut față de noi. Mulțumim că putem să fim la oaltă, la părtășii. Te rugăm să binecuvintezi și să sfințești inimile noastre în prezența Ta. Să binecuvintezi cuvântul Tău, să binecuvintezi rugăciunile noastre cu răspuns la vremea lor. Te rugăm, Doamne, să ne cercetezi de aproape. Cerem cercetarea Ta peste fiecare dintre noi și îți mulțumim că ne iubești așa de mult. Ajută-ne, Doamne, ca și noi să Te iubim așa cum ne iubești Tu în toate situațiile din viața de fiecare zi. Fii slăvit și binecuvântat în mijlocul nostru. Amin. Amin. Aș vrea să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, începem de la versetul 23, citem două versete și apoi din 15, versetul 17. Evanghelia după Ioan, cuvântul lui Dumnezeu, aici ne spune așa, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el
și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-a auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Iar versetul 17 din 15 zice așa: vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Ocupați locurile. Iubiții mei, frați și surori, să mă uit puțin mai atent la voi, la dumneavoastră. Se pare că duminică dimineața toți ați fost la rugăciune, așa e? Cred că nu greșesc, aproape toți. Aș vrea să venim în același subiect de rugăciune care l-am avut duminică dimineața, prima zi a săptămânii, și care pe mine săptămâna aceasta m-a cercetat și am stat înaintea Domnului în duhul aceluiași subiect. Subiectul a fost să ne rugăm pentru familiile noastre, pentru ca familiile noastre să fie puternice, trebuie să avem o relație continuă cu Domnul Iisus Hristos. Umblând în vara aceasta mai mult pe la copii, am văzut o lipsă în familiile lor, care în familia în care am crescut eu ca tânăr și familia când copiii mei erau acasă, se practica trei lucruri în familie. Aș vrea ca aceste trei lucruri să vă le las pe inima dumneavoastră ca familie și ca tineri. Sunt lucruri foarte importante. În familia creștină care vrea să fie într-o relație permanentă cu Dumnezeu, trebuie să facem aceste trei lucruri. Citirea Scripturii în fiecare zi, rugăciune în familie în fiecare zi și cântare. Sunt trei lucruri: citire, rugăciune și cântare. Lucrul acesta este foarte benefic pentru familie, pentru copiii care cresc în familiile dumneavoastră. Lucrul acesta l-am spus copiilor mei, care acum toți au copii și nu au puțin, și am spus: copiii voștri trebuie să trăiască în atmosfera aceasta în familie. Și cu durere spun că unii dintre ei nu practică. Și v-aș îndemna, folosiți lucrul acesta în familiile dumneavoastră. Apoi, mă bucur că sunt în biserică. Mă bucur că fratele Ovidiu întotdeauna când vine aici la Amvon, așa îmi place când vine și spune, zice: fraților, eu mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră aici. Așa vin cu bucurie la casa lui Dumnezeu și zice: mă bucur să fiu cu voi împreună. Aș vrea să vă îndemn. Bucuria aceasta să o avem fiecare dintre noi. Aici zice că cuvântul lui Dumnezeu: vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Am pus întrebarea la copiii mei, mă, zic, toți mergeți la bisericile americane, acolo v-ați ales Domnul să fie cu voi și cu copiii voștri, dar spuneți-mi și mie, de ce la voi în biserici unde vă duceți, când dați mâna cu prietenii voștri americani, cu frații voștri, nu spuneți pace și de ce nu-i spui frate? Voi sunteți surorile mele și voi sunteți frații mei. Știți ce mă obligă să fac dacă vă numesc așa? Să vă iubesc ca pe surorile mele de trup și să vă iubesc ca pe frații mei de trup. Ca să pot să realizez lucrul ăsta în viața mea și în inima mea, știți ce trebuie să mai fac? Încă un lucru. Să nu lipsesc de la părtășie cu frații mei și cu surorile mele.
Este foarte important. Vă spun sincer, am fost acolo la Portland și mi-a pus băiatul pe Facebook și am văzut biserica de aici, tot programul. M-am bucurat. Dar când s-a terminat, am simțit un gol. M-am simțit rece. Zic, acum unde-i frații să dau mâna cu ei? Părtășia este de foarte mare importantă în viața noastră. Am citit despre ce însemnează să ne iubim unii pe alții. Astăzi, lucrul ăsta l-am citit. Nu pot să vă spun lucruri amănunte din el, decât vă spun ceva puțin și bun. Am citit a întâia epistolă a lui Ioan, a doua și a treia epistolă. Știți cum se începe a doua și a treia epistolă, cum se sfârșește a doua și a treia epistolă a lui Ioan? Așa aș fi avut multe de spus. Dar zice, n-am vrut să vă scriu cu cerneală pe hârtie, ci mai mare bucurie am să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură. Așa de minunat este că în jurul Domnului Iisus vinea cu miile să-i audă vocea, să-l audă vorbind. Aș dori ca în seara aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu, așa cum cântăm noi cântarea, Doamne, pune dragoste între frați. Haideți să încercăm să ne iubim mai mulți unii pe alții. Știți cum? Ca frații și ca surorile. M-am luptat cu mine însumi, vă spun sincer, că mai sunt între dumneavoastră care aveți copiii mari ca ai mei. Și copiii veacului acesta nu seamănă cu copiii lui Noe deloc. Copiii lui Noe erau căsătoriți și au ascultat din Noe până la ultimul cui care trebuie să-l bată la arcă. Copiii de astăzi nu mai au aceeași calitate. Și le-am spus copiilor mei multe lucruri care nu le place și am văzut că nu le place. Dar am venit acasă și m-a rugat Domnului și am cerut ca Dumnezeu să mă ajute să iubesc, știți cum? Domnul Iisus spune cum ne-a iubit El. Asta este un secret separat pentru fiecare dintre noi. Eu știu cum ai iubit pe mine, pentru că știu cât mi-ai iertat. Și fiecare știe. Dar eu pe copiii mei m-am gândit acum când vorbesc la telefon, mă, te iubesc ca atunci când ai venit prima zi în casa mea. Când erai un bebeluș de 2,7 kg sau de 3 kg. Și atâta te-am iubit și atâta te-am cărat în brațe, vreo 3 km până la biserică și schimbam cu soția de la colț la colț că ne dorea mâinile și vreau să vă iubesc acum ca atunci. Dumnezeu să ne ajute să ne crească în dragoste unii față de alții, așa cum ne-a crescut Dumnezeu față de El. Ne vom ridica și cu partea fraților și cu surorile alternativ în rugăciuni scurte, telegrafice, cu credință, că Dumnezeu este gata să asculte și El știe înainte de a-i spune noi ce avem de spus. Doamne Dumnezeu, Tată care locuiești în ceruri, te binecuvântăm pentru că ești prezent prin Duhul Sfânt aici între noi. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu vrei să binecuvintezi casele noastre. Te rog să te înduri în mod special de casa mea, să te înduri de fiecare copil în parte și inima întreagă să fie pentru Tine a fiecăruia din ei. Te rog să binecuvintezi fiecare familie din această adunare. Te rug, și, Doamne, întoarce Tu inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți și fă ca seara aceasta să fie o seară de binecuvântare pentru care îți mulțumim în numele Domnului Iisus, Tată. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru ziua aceasta și îți mulțumesc că am putut ca să vin astăzi în casa Ta. Doamne, te rog să binecuvântezi fiecare familie, Doamne, din biserica aceasta și să mă ajut, Doamne, ca să iubesc pe fiecare dintre ei, Doamne, și te rog să îl ajut și pe tatăl meu în mod special să poată să te cunoască. Amin. Amin. Doamne, mulțumesc pentru cuvântul Tău, mulțumesc că Tu ne iubești necondițional și Tu poți să pui și mie dragoste pentru frații mei. Amin. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru ziua aceasta, mulțumesc că pot să fiu în casa Ta.
Mulțumesc pentru îndemnul ca să ne rugăm mai mult, rău ca să mă faci credincioasă în rugăciune pentru părinții mei, pentru surorile mele și frații mei și pentru frații și surorile mele în Hristos. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Doamne, Tată, Părinte Ceresc, vin să-ți mulțumesc, Doamne, că și Tu m-ai iubit întâi, Doamne. Și ajută-mă ca și eu să iubesc pe cei care ai pus lângă mine. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, te rog. Amin. Amin. Doamne, Iisuse, mulțumesc pentru seara aceasta și mulțumesc că am putut să vin în casa Ta, Doamne. Te rog să mă ajuți pe mine și ca să iubesc pe toți din jurul meu și să-mi pui o iubire adevărată, Doamne, și te rog să mă ajuți ca să simt pentru cei care sunt în durere, Doamne, și te rog să mă ajuți ca să vreau să se întoarce oamenii la Tine. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Amin. Tony Father, take first, and I thank You for all the blessings You gave me. I thank You for the protection You had over me until now, Lord. I ask that You please protect me from now until the day I die, Lord. And I also ask that You please help me to love my enemies and not only my friends, Lord, and help them treat them right, Lord, in love and in respect, Lord. And I also ask that You please bless the families, and I ask that You please comfort the families who have lost the people, their children or their family members in the Italy crash, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Father God, I thank You so much for the love that You show us every single day, Lord. And Lord, I ask for forgiveness, Lord, for all the times I've fallen short of showing this type of love to those around me, Lord. And I pray that You may help me to love those around me more, Lord, within my family, within the church, and every day who I come in contact with. In Your precious name I pray, amen. Doamne Iisuse, mulțumesc că am putut să vin la biserică. Te rog ca să ajuți pe iubirea mea pentru Tine și pentru frații și surorile din biserică să-mi crească every day. Amin. Amin. Îți laud numele Tău cel Sfânt, Părinte Bun, și îți mulțumesc pentru răbdarea care o ai cu mine. Te rog, dă-mi dragoste pentru aproapele meu, dă-mi, te rog, înțelegere și răbdare cu cei din jurul meu. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai pus în lumea aceasta prin voia Ta și ajută-mă ca să iubesc pe toți așa cum ai iubit pe mine. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Amin. Doamne Iisuse, Tu această zi îți mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele noastre și te rog ca să iubești pe toată lumea și ca să fii o bună exemplu pentru ei. Amin. Amin. Mulțumesc, Tată, numele Domnului Iisus, că ne-ai răscumpărat, ne-ai făcut copii ai Tăi, ne-ai numit frați ai Domnului Iisus, ne-ai iubit până la capăt. Ajută-ne ca cu această dragoste să ne iubim și noi, copiii, familia și între noi, chiar dacă e cazul, până la jertfă, ajută-ne. Amin. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc pentru această zi și pentru tot ce ne-ai binecuvântat și mulțumesc că m-ai născut într-o familie creștină. Și te rog ca să fii cu mine, ca să iubesc toți în jurul meu. Amin. Amin. Părinte Ceresc, ajută-mă și pe mine să apreciez și să prețuiesc tot mai mult părtășia frățească. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc pentru tot ce ai dat și te rog să iubesc pe toți care sunt în jurul meu și să fiu un bun exemplu. Amin. Dear Lord, I want to come before You and I want to ask for forgiveness for every time that I have not loved other people as You have loved me, Lord. And I want to ask that You protect me, Lord, that I can resist these evils in this world, Lord, and that my walk before You can be a pure one. In Your name I pray, amen. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai iubit și m-ai iubit, Doamne, până la capăt, necondiționat. Te rog să mă ierți de câte ori am avut ochiul rău sau am făcut comentarii, fie chiar și în sinea mea. Curățește-mă și sfințește-mă și ajută-mă, Doamne, să iubesc pe toți cei din jurul meu și pe cei de departe. Amin. Amin. Dear God, I also ask for forgiveness for every time that I didn't have the love that I needed towards my brothers and sisters, and I pray that You would help me to have more and more love for them. Amen. Tăticul meu și Dumnezeul meu, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru dragostea Ta cea mare și te rog să mă ierți că eu de multe ori ți-am arătat că nu Te iubesc, Doamne Iisuse. Te rog să mă curățești, să mă ierți și să mă ajut să caut fața Ta, să Te iubesc mai mult ca oricând. Învață-mă să iubesc pe cei care nu mă iubesc, Doamne Iisuse, și să pot să fiu în continuare sare și lumina astfel, Doamne Iisuse. Să iubesc poporul Tău, să mă rog pentru ei, Doamne Iisuse, și astfel, Doamne Iisuse, ajută-mă să împrăștii dragostea care Tu o pui în mine, Doamne, celor din jurul meu. Ajută și pe Stănelul să ajungă să Te cunoască și să Te iubească și el. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat prin Duhul cel Sfânt. Amin. Și eu îți mulțumesc de cuvântul Tău, Doamne, și Te rugăm să ne binecuvântezi ca familie, Doamne. Binecuvântează viețile noastre cu viață curată și sfântă, Doamne, și binecuvântează-ne copilașii, Doamne, să crească în temere de Tine și numele Tău să fie slăvit. Amin. Amin.
Doamne, și eu îți mulțumesc mult pentru că mă iubești, deși nu merit. Îți arăți dragostea față de mine în fiecare zi și te glorific pentru asta. În numele Domnului Iisus, te rog, ajută-mă să iubesc pe frații și surorile mele și pe cei care sunt greu de iubit. Ajută-mă să-i accept și să iubesc așa cum mă iubești Tu. Amin. Mulțumesc, Tată Ceresc, pentru cuvântul Tău din această seară. Doresc așa de mult să pot spune în toată inima, mă bucur când mi se zice, hai de la casa Domnului, oamenii evlavioși, sfinți din țară, să pot spune, sunt toată plăcerea mea. Amin. Doamne, Tată, și eu Te iubesc în seara aceasta și îți mulțumesc că Tu m-ai iubit întâi și m-ai ales și m-ai făcut copilul Tău. Doresc, Doamne, să mă ajut și pe mine să iubesc pe toți cei din jurul meu, Doamne, cu o iubire așa cum numai de la Tine poate să vină. Te rog, Doamne, în același timp să Te înduci de cei care sunt pe un pat de suferință. Te rog să Te atingi de ei, Doamne, Amin. Și voia Ta să se facă în viețile lor. Amin. Amin. Te rog și eu, Doamne, Tată, ca să mă ajut ca să iubesc pe toți cei din jurul meu, Doamne, așa cum Tu mă iubești, Doamne, și nu lăsa, Doamne, nicio urmă de amărăciune sau de mânie, Doamne, sau de ură în viața mea, Doamne. Amin. Doamne, Tată, care ești în ceruri, vreau să-Ți mulțumesc și eu pentru că sunt la părtășie cu frații și surorile mele. Te rog să mă păzești și pe mine de o dragoste prefăcută. Te rog să pui în mine din plin dragostea care vine din Tine ca să pot iubi pe fiecare în parte. Te rog să ai milă de copiii noștri, Doamne, să îi ții aproape de Tine și îți mulțumim că Tu poți face mai mult decât știm ce s-au gândit. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai iubit, îți mulțumim, Doamne, că m-ai iubit pe mine întâi, Doamne, și ajută-mă ca și eu să iubesc, răspândesc iubire în jurul meu, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca prin această lume să ne cunoască că suntem copiii ai Tăi. Amin. Mulțumim, Tată, pentru că suntem binecuvântați în Tine. Mulțumim pentru dragostea Ta eternă, care ne învață dragostea Ta. Mulțumim pentru răbdarea Ta, îndelungă răbdare care ai avut-o față de fiecare în parte. Mulțumesc personal și pentru mine, Doamne. Te rog să binecuvintești toată casa întreagă. După cuvântul Tău, Doamne, te rog frumos să întoarce-le inima spre Tine. Îndură-Te, Doamne, pentru că Tu ești singurul care poți să-i aduci în supunere, în ascultare și să Te iubească din toată inima și să iubească venirea Ta. Binecuvintează copiilor și soțiile lor și dă-le înțelepciunea care vine de sus. Binecuvintează-ne pe toți ca mădulare în trupul Tău și fă, Doamne, ca întotdeauna să spunem vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin. Doamne, Tată Sfânt, te rog frumos, ajută-mă, învață-mă să pot să iubesc pe frații și sorurile mele cum Tu i-ai iubit, Doamne Iisus. Amin. Amin. Doamne, Tată Ceresc, eu îți mulțumesc și te laud pentru bunătatea și îndurarea, dragostea cu care m-ai atras la Tine. Mulțumesc că mi-ai dat și mie apreciere pentru cuvântul Tău și pentru ca să vreau să trăiesc o viață în curăție, în temere de Tine. Te rog să binecuvintezi și copilașii mei, să-i păzești de rău și să le pui în ei dorință să asculte și să se supună Ție, să se bucure în casa Ta, Doamne, și să fie, să se simtă apreciați și iubiți de noi toți. Te slăvesc și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru bunătatea și pentru dragostea Ta, pentru iubirea Ta față de mine. Te rog să mă ții în ea în continuare, Doamne, și să mă ajut să iubesc și eu așa cum Tu mă iubești pe mine. Te rog să-i atingi și de inima lucrării și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că dragostea Ta mă poartă în carul Tău de biruință. Îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care le primesc din mâna Ta. Dar te rog, Doamne, să mă ajut să dau și înapoi dragostea care mi-o arăți Tu. Numele Domnului Iisus. Amin. Doamne, mă bucur și eu în această seară în casa Ta, Doamne, și mă bucur că bunătatea și îndurarea Ta să nuiesc în fiecare zi față de noi, Doamne. Și te rog să ne ajuți ca și ca individ și ca biserică, Doamne, să ne luăm în serios menirea și scopul existenței, Doamne, pentru a trăi pentru Tine și împărăția Ta. Amin. Amin. Doamne, te rog să-mi dai Tu dragoste să iubesc pe toți cei din jurul meu și să nu-i judec. Și îți mulțumesc că ai adus pe bunicii mei cu bine. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, Tată din ceruri, pentru seara aceasta, că suntem aceia. Te rog să mă ajut și pe mine, Doamne, să fiu un copil al Tău, așa cum vrei Tu, plin de dragoste pentru cei din jurul meu. Amin. Amin. Doamne, Tată, sunt rog să binecuvintezi pe fiecare familie din biserica noastră și să ne ajuți împreună să Te slăvim. Te rog din toată inima să mă ajut să îmi dai o inimă plină de iubire pentru frații și surorile mele de acasă și de aici din biserică și te rog din toată inima să ai milă de cei din familia noastră care încă nu Te cunosc.
Te rog să grăbești venirea Lui la Tine. Amin. Amin. Tată care ești în ceruri, doresc să-ți mulțumesc și eu pentru privilegiul pe care l-am să fiu împreună cu frații și surorile mele la închinare. Doamne, îți mulțumim pentru că în seara aceasta vrei să ne amintești despre iubirea de frați. Te rog frumos să mă ierți și pe mine, ori de câte ori am neglijat lucrul acesta, Doamne, și am tratat pe frații mei altfel decât m-ai tratat Tu pe mine. Te rog să mă ajut să iubesc, Doamne, și să împărtășesc cu ei problemele mele, necazurile mele și din cuvântul Tău. Și îți mulțumesc că Tu te vei îngriji de noi în continuare. Doamne, mă rog și eu pentru copiii mei să te înduri de ei, să-i ajut să se apropie mai mult de Tine, să iubească părtășia cu frații, cu surorile, Doamne, și cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumesc, Tată. Amin. Doamne, Tată, te rog, Doamne, ca să binecuvântezi biserica asta, care este o familie prin jertfa Ta, Doamne. Te rog, Doamne, pentru mine, ca să fiu un exemplu bun pentru prietenii mei care Te știu și sau nu Te știu, Doamne, te rog, Doamne, să fiu un exemplu și pentru familia mea. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău dătător de viață care ne dai și în această seară. Doamne, te rugăm să ne întărești pe fiecare, să stăm aproape de Tine, ca să putem să ne iubim unii pe alții, Doamne, ca lumea întreagă să vadă într-adevăr că suntem copiii Tăi. Întărește-ne la aceasta, te rugăm, și fii cu noi mai departe. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru această zi și te rog să ajuți ca să iubesc oamenii din jurul meu mai mult. Amin. Amin. Îți mulțumesc și atât de nostru pentru părtășia care putem să o avem în această seară. Doamne, te rog să mă ajut și pe mine să iubesc pe toți cei din jurul meu așa cum mă iubești și Tu, și te rog în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, te rog să mă ajut să iubesc și eu frații cum Tu m-ai iubit. Amin. Amin. Mulțumesc și eu, Doamne, pentru că pot să fiu în casa Ta în această seară și doresc și eu să mă curățești de orice resentimente, Doamne, să ne ajut, Doamne, să fim una în Tine, Doamne, să ne iubim unii pe alții, Doamne, și să facem voia Ta. Amin. Amin. Tată bun, te rog să binecuvintezi familiile noastre cu dragostea Ta, să ne iubim unii pe alții, Doamne, și să veghem una asupra altora. Te rog să Te înduri de toți cei dragi ai noștri. Amin. Tată, ne uităm la dragostea Ta, la bunăvoința, la îngăduința care Ți-o arăți față de noi și aș vrea în același fel să ne purtăm și noi, să fiu și eu la fel atent cu cei din jurul meu. Amin. Amin. Doamne, Îți mulțumesc că pot să fiu și eu în biserica aceasta. Îți mulțumesc pentru toți frații și surorile mele din biserică care ne-au ajutat așa de mult. Binecuvintează Tu familiile, toate familiile și te rog, Doamne, dă-ne înțelepciune ca să știm cum să educăm copiii noștri ca să nu se piardă pe alte căi. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Tată, te lau și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care mă îndeamnă și pe mine ca să iubesc mai mult. Te rog, pune o dragoste mai mare pentru cei din casa mea, Doamne, și pentru cei din familia alărgită în care m-ai așezat. Amin. Dear Heavenly Father, I just come before You today, Lord, and I ask You if You could please bless all my brothers and sisters from this church. Amen. Amen. Doamne, ajută-mă și pe mine să iubesc și să simt cu toți frații și surorile mele. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog. Amin. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru dragostea cu care mă copleșești în fiecare zi, fără să am un merit. Ajută-mă ca să învăț și eu să iubesc așa cum mă iubești Tu. Amin. Amin. Tată, nostru, stăm înaintea Ta, să mulțumim pentru cuvântul Tău care ne învață să ne iubim unul pe altul. Te rog frumos să mă ajuți și pe mine, ca dragostea Ta să se vadă în viața mea, în purtarea mea, prin vorbirea mea. Și ajută-mă ca împreună cu frații noștri să ne putem bucura împreună la cuvântul Tău. Amin. Amin. Timpul nostru s-a sfârșit, să ocupăm locurile și după o cântare vom trece la celălalt program. Aș vrea să vă mai exprim o bucurie a mea din ziua de astăzi. Am vorbit cu băiatul la Portland și m-am bucurat că unul din băieții lui care n-a avut servicii a terminat școala și știți când se termină o școală din asta, toți elevii din școală caută servicii și s-au dus la un job de unde s-au înscris. 10 băieți au fost și din 10 numai pe el l-a acceptat bosul. Și l-a întrebat, zice, știi de ce te-am ales pe tine? Dar el zice, nu știu. Zice, te-am ales pentru că am văzut în rezumeul tău că știi 2 limbi. Și zice, nu vreau să pierd clienții care nu pot să-i înțeleg în engleză,
Și dacă te am pe tine aici și vorbești românești, aia pentru români. Au, dar sunt și moldovenii și românii, toți care vin, trebuie să îi am clienți. Și mi-am adus aminte că lui fiica mea, lui Marlena, i-a spus, ofițerul când a dat pentru examenul de cetățenie, i-a spus, zice, Doamnă, zice, învață-ți copiii limba maternă. Și am vrut să spun lucrul acesta, că este important, dacă te duci 5-5 la un geap și tu știi două limbi, sau cum e acum și spaniola, trei limbi, ai o șansă în plus. Domnul să vă binecuvinteze, tineri. Amin. Amin. Haideți să cântăm o cântare și în timpul cântării acesteia să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre. Cântarea 588. Să cântăm plin de bucurie. Ce împărtășire, ce bucurie. Slăviți să fie Domnul! În seara aceasta, o parte dintre noi, o parte dintre cei care vin și joi seara la biserică, sunt plecați, fratele Daniel, cu frații și surorile profesori de la școala Logos, s-au dus la conferința aceea despre care v-am spus. Vă aduceți aminte că am făcut o strângere de daruri specială ca să poată să participe la această conferință. Acum sunt acolo. Domnul să fie cu dumnealor, să le dea multă binecuvântare și har ca să beneficieze de conferința aceasta, ca să devină profesori și mai buni. După terminarea serviciului, orchestra are repetiție. Îi rog pe orchestranți să se grăbească, să acordeze și să facă repetiție. Avem oaspeți în seara aceasta, fratele Remus Beleiu, l-am rugat să aducă un salut. Fratele a declinat, de asemenea, continuă să fie cu noi fratele Sorina Ioanei și în seara aceasta fratele ne va duce mesajul din partea Domnului din cuvânt. Dacă avem alți frați sau surori care au un salut pentru biserică, la venire, fie la plecare, ne bucurăm să primim salutul acesta. Vreau să vă aduc aminte că, dacă Domnul îngăduie, duminică vom sta împreună la cina Domnului. Să fim pregătiți și pentru lucrarea aceasta, să fim în reculegere, în cercetare, în împăcare, dacă avem să ne împăcăm. Până atunci mai avem timp pentru ca să ne putem apropia de masa Domnului, așa cum se cuvine. Și iarăși vreau să vă aduc aminte că
prima duminică din lună aducem darurile noastre la casa Domnului în mod deosebit, ca să ne putem plăti datoria la bancă. Acestea sunt anunțurile pe care am vrut să le fac în seara aceasta. Și acum, haideți să fim cu inima deschisă și cu atenția concentrată să ascultăm cuvântul Domnului. Te-ți obosit? Sigur? Eu sunt. Amin, amin, amin. Iată ce spune în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 3. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. O, Doamne, suntem de multe ori obosiți și mai ales când e vorba să venim la casa Domnului. Apreciez tare mult că și deși distanțele sunt față de noi românii imense, ajungeți aici la casa Domnului. De multe ori am spus celor de la Șofronia, localitatea noastră este între Arad și Curtici, localitatea fratelui Nelu Ciupuliga, și această localitate este o comună relativ mică, nu este o comună mare, vreo 2000 de locuitori, vreo 650 de numere, de fumuri, cum zic, zic cei de la țară, și cel mai departe stă de biserică la un sfert de oră. Pe jos, pe jos. Nu obișnuiesc să umblu cu mașina, umblu pe jos, în sat, mai dau bună ziua la oameni, mai întreb ce fac. E o atmosferă diferită la țară și le spun, măi fraților, alții merg câte jumătate de oră, o oră, alții poate și mai mult, ca să ajungă la biserică și cei mai mulți și cheltuiesc. În afară de ceea ce își pregătesc pentru biserică, transportul este foarte scump, în sensul că fiind distanță mare, și le-am dat exemplu Bucureștiul, sunt unii care schimbă două, trei mijloace de transport să ajungă la biserică și dacă merg cu mijloace de transport și sunt în familie patru și pun și ceva la biserică, vă dați seama numai câți bani cheltuiesc într-o duminică, dacă mai ales sunt două servicii și dacă mai vin și la alte repetiții și la servicii de peste săptămână. Vreau să-i motivez cumva. Pe unii nu trebuie să-i motivez, că sunt motivați, gata. Pe alții, orice le-ai spune, și dacă explodează o bombă lângă ei, nu se întâmplă nimic, nu se mișcă nimic. Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute să fim vii pentru Domnul și să nu obosim. Scriptura ne spune că avem nevoie de odihnă și trupul are nevoie de odihnă. Domnul Iisus Hristos, conștient de faptul că ucenicii erau obosiți, sigur, mai mult în lucrare de data aceasta, îi cheamă la o parte și iată ce ne spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 31. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Iată ce activitate intensă desfășurau ucenicii și erau atât de obosiți. Mântuitorul observă lucrul ăsta și le creează un moment de pauză. Cât de necesară este odihna. Specialiștii spun că inima pompează cu pauze. Nu pauze de 5 minute, dar are anumite pauze. Și dacă Dumnezeu, care este înțelept, a creat trupul nostru și a creat acest organ vital, ceva fără de care nu se poate în trupul nostru și are nevoie de odihnă, cu atât mai mult avem nevoie noi de odihnă pentru trupurile noastre. De aceea, când mai aveți pauză, bucurați-vă de această pauză. Vă aduc aminte de soția mea, zice, duminica este singura zi în care pot să stau și să nu mă mustre conștiința. Ne referim la timpul în afara bisericii, nu să stea acasă în timpul bisericii. Se spune despre doi tăietori de lemne că amândoi au tăiat lemne de dimineață până seara. Unul nu s-a odihnit deloc. Doi și doi și doi și doi. Celălalt mai făcea câte o pauză și în timpul acesta cât se odihnea, avea și o piatră și mai freca și securea. Rezultatul seara, cel care s-a odihnit din când în când, a avut mai multe lemne decât cel care nu s-a odihnit deloc. Este nevoie de odihnă. În fiecare om, Dumnezeu a pus capacitatea de muncă și lenea, spune Cartea Proverbelor, este o caracteristică care vine de la cel rău. Însă și să depășim limita,
nu este corect, pentru că trupurile noastre au nevoie de odihnă. În al doilea rând, când vorbim despre să nu obosim, Scriptura ne spune să nu obosim în facerea binelui. În Galateni, în capitolul 6, versetul 9 și 10, sunt două versete care mie îmi plac foarte mult. Deși uneori suntem tentați să obosim în domeniul acesta, ne spune Scriptura așa, Galateni, în capitolul 6, versetul 9 și 10, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Sigur că în bisericile noastre am observat că sunt oameni care consideră că alții ar trebui să facă tot timpul, să nu obosească niciodată și ei ar trebui să fie slujiți și să primească. Eu cred că fiecare din noi trebuie să fim interesați să dăm, să slujim, să fim atenți și să nu obosim. Sigur că în unele situații ne vine să exclamăm, poate cu nemulțumire, cu poate chiar cu voce tare, mă, dar până când? O venit odată, o venit de două ori, o apelat odată, o apelat de mai multe ori și probabil că este prea mult și spunem că nu mai putem. Dar Scriptura ne spune să nu obosim în facerea binelui. Trebuie să vă mărturisesc că am avut nu odată bucuria, satisfacția să fac cuiva un bine și să mi se întoarcă după ani și după ani de zile. Și un om care face bine nu este corect să aștepte, i-am făcut bine cu tărui și acum să-l văd când se întoarce și cu cât o să-mi întoarcă binele pe care le-am făcut eu. Nu, nu. În economia lui Dumnezeu lucrurile sunt diferite. Eu fac bine fratelui, fratele face bine altuia și el la rândul lui face altuia și e posibil cândva să se întoarcă și la mine. Dar sunt situații când pur și simplu am făcut bine și mi s-a întors cu vârf și îndesat în sensul bun a cuvântului. Dragii mei, să nu obosim în facerea binelui. Suntem tentați să spunem că am făcut destul. Însă Scriptura, este cuvântul Domnului, ne îndeamnă să nu obosim în facerea binelui. De asemenea, când ne gândim la acest subiect important de a nu fi prea obosiți, Scriptura ne spune să nu obosim în rugăciune. Domnul Iisus Hristos se spune despre El că i-a învățat pe ucenicii Lui, Luca, capitolul 18, versetul 1, să se roage necurmat și să nu se lase. În Evrei, capitolul 12, versetul 12, ni se spune, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Deși aici pasajul nu se referă la rugăciune, pentru că este vorba de aliura noastră spirituală, dar putem să ne gândim și la aspectul acesta, să nu obosim în rugăciune. Nu știu cum sunteți cu viața de rugăciune. Eu trebuie să o îmbunătățesc. Deși am listă de rugăciune, am oameni pentru care mă rog, toată biserica, cel puțin o dată pe săptămână, ajunge să fie pe nume amintită fiecare persoană și sunt anumite persoane pentru care mă rog mai des. Chiar și aici am în mintea mea anumite persoane care, fiind mai rar la biserică sau anumite probleme, dar când ne rugăm și mai ales dacă ne rugăm de ani de zile pentru o problemă, dacă ne rugăm de ani de zile, ne vine să spunem, măi, m-am rugat, hârtia, lista, obosit, e șifonată, e ștearsă și Domnul nu mai dă răspuns. Scriptura ne spune să nu obosim în rugăciune. Să continuăm să ne rugăm. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, i-a învățat să se roage necurmat și să nu se lase. Și Domnul ascultă rugăciunea. Am un verișor care spunea în duminică despre alcool și omul ăsta a avut o viață de rob. O viață de rob. Și o viață amară. M-am rugat pentru el ani de zile. Și într-una din zile vorbesc cu soția lui și îmi spune, băi, ce s-a lăsat de băutură? Îl sun imediat și zic, bă, omule, dar de ce nu îmi spui? De ce nu spui să mă bucur și eu că, uite, de atâta vreme stau înainte Domnului și mă rog pentru tine și vreau să mă duc. I-am și făcut o vizită imediat. Sigur că mai erau anumite lucruri încă de stabilit și de clarificat în viața lui, dar m-am bucurat că după ani de zile Dumnezeu ascultă rugăciunea.
Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm. Este o cântare pentru copii care spune: rugăciunea mamei nu este de ajuns, rugăciunea tatei nu este de ajuns, eu trebuie să mă rog. Atunci când vin înaintea Domnului în rugăciune, îmi pun inima într-o dispoziție în care Dumnezeu să lucreze. Să nu cumva să avem impresia că suntem așa de puternici cu rugăciunea noastră că îl schimbăm pe Dumnezeu. Dumnezeu are hotărârile, are planurile Lui, dar când ne rugăm, ne acordăm cu cerul, ne acordăm cu voia Lui Dumnezeu, începem să gândim ca și Dumnezeu, începem să pricepem voia Lui, care este, așa cum spuneam joia trecută, bună, plăcută și desăvârșită. Prin rugăciune intrăm într-o atmosferă cerească. Atmosfera pe care o vom trăi când plecăm din lumea aceasta este una cu totul deosebită. Se spune despre cei care zboară în cosmos că fac niște exerciții puternici în această stare de care va fi în cosmos și se creează una artificială pentru că atunci când vor fi acolo să reziste. Dragii mei, dacă nu ne rugăm, sigur că în cer nu o să ne rugăm, o să cântăm. Și dacă ar trebui să alegem astăzi și să spunem, hai să avem un timp de rugăciune sau unul de cântare. Am alege rugăciunea, așa, știu, cântarea. E mai comod, mai ușor să cântăm. În cer vom cânta, dar ne pregătim inimile, ne pregătim viața, ne acordăm cu cerul, așa cum spuneam, prin rugăciunile noastre. De aceea să nu obosim rugăciunea. Probabil că avem oameni pentru care ne rugăm de multă vreme și ni se pare că am făcut-o și Dumnezeu nu ne ascultă. Să stăruim în continuare, să reînnoim puterile noastre și să mai adăugăm pe lista noastră de rugăciune. Îmi place să spun celor cu care mă întâlnesc și nu m-am văzut de multă vreme, care au fost prin biserica noastră, să știi că nu te-am șters de pe lista mea de rugăciune. Pe lista mea nu mă adaug, nu șterg. Este un fel frumos de a ne saluta și de a ne ști că ne rugăm unii pentru alții. Apoi, să nu obosim în sufletele noastre. Ne spune Scriptura în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 3, așa: uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea credincioșilor împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Este cântarea noastră care spune: ești obosit și în suflet apăsat, spune-i lui Iisus. Poate că nu întotdeauna suntem în această stare, dar nu de puține o trecem și prin această vale a oboselii spirituale în sufletul nostru. Și Scriptura ne spune să nu obosim. Apostolul Pavel a fost unul care a trecut prin încercări tare, tare grele. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1, ni se spune: de aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Versetul 16: de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Și versetul următor, care îl știm probabil cu toții, dar asta trebuie luat împreună: căci întristările noastre, ușoare de o clipă, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă, dacă nu obosim, dacă nu obosim. Oboseala aceasta în suflet este una caracteristică mai mult lucrătorilor. Și în al cincilea rând aș vrea să le spun celor care slujesc să nu obosească în lucrare. 2 Corinteni, capitolul 4, spune versetul care l-am citit: de aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Vreau să vă îndemn să-i sprijiniți pe cei care lucrează. Să știți că se dă o mare bătălie pentru cei care sunt în față. Și cei care lucrează cu Evanghelia, familiile lor sunt încercate mai mult decât ceilalți. Se spune despre cineva care călătorea cu avionul și lângă persoana aceea s-a așezat cineva, nu mai știu, dacă cred că era o fată, o tânără, și și-au dat seama din discuții că acea tânără era satanistă, era din Biserica Satanei. Și fata a spus așa: ne rugăm și noi și vrem în mod deosebit familiile să fie lovite și în mod deosebit familiile lucrătorilor. De aceea nu știu bine nici copiii fratelui Daniel cât sunt de mari, știu că sunt mai mari, a fratelui Ovidiu nici așa nu-i știu,
Dar aveți îngăduință față de ei, că uneori suntem tentați să spunem, uite, fiul păstorului, uite, fiică păstorului și fiicele noastre, noi avem trei fiice și un băiat, un fecior, de multe ne spun, dar tate, dar până când? Dar ce dacă suntem copiii păstorului? Și soția mea le spune, și dacă n-ați fi copiii păstorului, tot așa ar trebui să vă purtați. Dar, încă o dată, se dă o mare bătălie pentru lucrători și de aceea să avem respect și avem considerație pentru cei care slujesc cu cuvântul. Să ne uităm la ei cu drag, cu admirație, cu acele cuvinte de încurajare, nu neapărat cuvinte din astea mari, așa ca să blocheze după aia, dar printr-un zâmbet sau felul cum ascultăm contează foarte mult. În sală mă uit câteodată și văd câte unul care se uită pe sub bancă și mă întreabă, oare ce caută omul ăsta, mă, tot timpul se uită pe jos. Niciodată nu se uită în față. Mie îmi place și la școală am stat în prima bancă ca să nu fiu tentat să copiez și să mă uit în ochii profesorului. Și la facultate, tot așa eram în prima bancă, mă uitam. Am avut o profesoară de matematică la liceu și s-a uitat tot timpul la mine. Nu puteam să mă uit nici într-o vreze, că toți ceilalți, nu toți, mulți erau absenți, mai ales la matematică. Și pur și simplu m-a prins pe mine, nu puteam să-mi plec privirea. Dragii mei, putem să încurajăm și să fim atenți că există o oboseală în lucrare, când nu există roade. Nu? Așteptăm mai mult. Și eu mă uit la slujirea pe care o am de 20 și ceva de ani și mă uit în spate și zic, Doamne, poate că era mai bine să-l fi luat pe altul, că nu sunt rezultatele care aș fi vrut. Nici eu nu sunt cum trebuie, nici cei care îi slujesc și iacă două lucruri care nu sunt așa cum trebuie, dar ne spune Scriptura să nu obosim. Aș vrea să închei cu o ilustrație. Se spune că la Jocurile Olimpice din Mexic, 1968, după ce au trecut linia de demarcație de la alergări, stadionul începea să se elibereze pentru că s-a terminat competiția. La un moment dat se aud sirenele poliției și au mai rămas câțiva spectatori acolo în stadion și apare un jucător, un olimpic, care șchiopăta. Omul acesta, ajutat de o altă persoană, trece linia de demarcație de, care era acolo pentru a arăta că a trecut de, și a trecut linia care era acolo pentru competiție și la un moment dat când a observat cei puțini spectatori care au rămas acolo că omul acesta a trecut linia, s-au ridicat în picioare și au aplaudat. Și a fost întrebat de ziariști, de ce ai făcut lucrul ăsta? Pentru că nu mai avea niciun rost. Toată lumea aproape pleca acasă, ceilalți jucători au și terminat de mult alergarea. Păi zice, țara mea m-a trimis nu să încep această alergare, ci să o sfârșesc. Mă rog, ca Domnul să ne ajute ca în ziua aceea glorioasă, când vom ajunge în cer, să ni se spună și nouă cuvintele, bine, slugă, bună și credincioasă. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Știți cum zice cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 34, acolo, rămâne deci o odihnă ca aceea de sabat, în care toți care s-au ostenit vor intra, care s-au ostenit pentru Domnul, vor intra. Eu rămâne odihna aceea și ne așteaptă. Până atunci o să fim, am observat, nu știu dacă ați observat și dumneavoastră, până atunci suntem din ce în ce mai obosiți. Când s-au născut copiii, am stat și eu acolo cu, la observator, da. Dar oricum n-am dormit, nici eu. N-am dormit nici eu și am sunat acasă să-i anunț pe părinții mei să spun vestea mare și cum ești, am spus așa obosit n-am fost niciodată, nici în armată n-am fost așa obosit și am crezut că aia e culmea oboselii.
Așa ne, din ce în ce ne lasă puterile. Cântăm din când în când o cântare. Eu știu că am în cer o casă pe care nimeni nu mi-a. Acolo e odihnă. Acolo, în cele din urmă, acolo este odihnă. Aici, cu ajutorul Domnului, nu obosim. Nu cădem de oboseală. Așa e. Aici, cu ajutorul Domnului, nu cădem de oboseală. Acolo ne odihnim. Domnul să ne ajute, într-adevăr, să nu cădem de oboseală, să perseverăm și să ne bucurăm în anticiparea odihnei. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru ceea ce are pregătit pentru noi, pentru odihna pe care o avem în Domnul și pentru odihna care e pregătită acolo în prezența Domnului. Și toți să venim cu inimile noastre să ne încredințăm Domnului. Rog pe fratele Remus să ne conducă cu voce tare în rugăciunea aceasta. Mulțumim. Amin. Mulțumim, Doamne Tată, pentru Duhul Tău cel Sfânt, care lași să se odihnească peste noi. Da. Dorim, Doamne Tată, să venim înaintea Ta și să îți cerem ca să ne binecuvintezi casele, familiile, copilașii, biserica, Doamne Tată. Îți mulțumim, Doamne Tată, că Tu ești cu noi în fiecare zi. Mulțumim. Vrem să fim gata pentru ziua când Tu vei veni și ne vei lua acasă. De aceea Te rugăm, Doamne Tată, fă-ne gata. Dă-ne, Doamne Tată, discernământ să înțelegem vremurile în care trăim și îți mulțumim, Doamne Tată, că ești cu noi. Pentru toate fii binecuvântate. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, Te rog aceasta. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să vă așezați.